Scurtă întrebare legată situația asta din prezent cu chipurile, cu actele astea biometrice, cu tot ce se întâmplă cu îngrădirea asta. Cum vedeți lucrurile? Pentru noi, Cu cardul creștinii și cu... ortodoxi, da, pentru... Clar este că tot ce ține de biometrie și de nanoindustrie, în special de nano, trebuie respins. Trebuie respins. Dar să vedeți ce am primit eu ca răspuns așa între timp. Ăștia au reușit să creeze nanoparticula, care este, dacă te uiți așa la ce poate să facă ei cu această particulă, este un miracol. Deci ei au putut să creeze organe care sunt similare celor vii, dar care sunt mai rezistente și mai eficace decât cele vii. Deci un implant cu un ficat făcut din nanoparticule este viu, nu este respins, nu sunt respinse niciodată organele astea. Așa. Și pe această chestie, ăștia ne promit o viață de cel puțin 150 de ani. Au comunicat la un moment dat că au reușit cu nanoparticula să creeze o conștiință fără Dumnezeu. Conștiința oricărui om, fie că este creștin, fie că nu este creștin, avea în el cunoașterea existenței lui Dumnezeu. Asta era și considerată întotdeauna dovada cea mai perimtorie că Dumnezeu există. Ei au reușit să înlăture această conștiință a noastră îndumnezeită sau cu scânteia dumnezeirii în ea și să pună o conștiință nano fără cunoașterea lui Dumnezeu. Pot să fac acest implant de oriunde și din altă galaxie, dacă ar fi acolo. O trimit direct în ADN și omul habar nu are că a primit-o. Și te trezești dintr-o dată un om demonizat. În loc să ai conștiința care are în ea scânteiuța divină pe care Dumnezeu ți-o trimite la facere, în momentul în care este fecundată celula creativă, în același moment din inima lui Dumnezeu pleacă această luminiță care este în sinele tău toată viața și cu care mergi în înviere. Ei, am zis, Dumnezeule, ce ne facem? N-ai cum să te aperi dacă el o poate trimite de oriunde, direct în ADN. Și tu habar n-ai că ai primit-o. M-am speriat foarte tare. Ca să apară mai târziu o știre care pur și simplu m-a uluit. Ăștia de la NASA au niște birouri speciale, niște laboratoare speciale, adevărate cetăți așa, în care verifică toate adevărurile creștine. Toate sunt verificate. Au concluzii uluitoare. Ei știu ce înseamnă într-adevăr miracolul divin. Și au verificat, de pildă, chestia cu 40 de zile. Într-adevăr, în a 40-a zi, omul merge la judecata personală. Nu este poveste, așa este. Verificat de ei, așa. Au verificat și de data asta să vadă care sunt șansele nanoparticolei. Și ce face o asemenea conștiință în continuare, în dezvoltare. Și au constatat că în prezența Sfintei Eucaristii, deci în prezența împărtășanii, toate cad. Organele, conștiințele, nu fac două parale. Biometria, totul cade. Deci avea dreptate Părintele Ioan Iovan, degeaba a fost bârfit de toți
preoții, majoritatea, l-au criticat, l-au controversat, că da, te împărtășești așa oricând, oriunde, ce e aia. Avea dreptate. Efectul unei împărtășani este 40 de zile. Deci împărtășirea de asă ne apără odată pentru totdeauna de toate chestiile astea. De toate chestiile. Însă, în ce privește biometria, acolo este o problemă. Acolo, într-adevăr, chipul ultim, care cuprinde toate celelalte, că astea acum sunt doar experimente și un fel de a obișnui organismele și omul în totalitatea lui cu acest sistem. La urmă, cel care va fi implantat pe mână sau pe frunte, sunt singurele două puncte unde laboratoarele din NASA au constatat că poate fi influențat liberul arbitru. S-a ales fruntea pentru că s-au gândit că creștinii, cât poate să fie la un moment dat de fundamentaliști, își vor tăia mâna când vor afla ce se întâmplă acolo. Capul nu și-l vor putea tăia. Și de atunci au căutat un alt punct pe frunte și l-au găsit. Dar ce se întâmplă cu chestiunea asta? El nu are nevoie, vă dați seama. Dacă el poate să trimită o nanoparticolă din cosmos, ce-i trebuie lui toată complicația asta biometrică? Îi trebuie, pentru că diavolul l-a ispitit pe Dumnezeu în problema Iov. Cunoaștem toți povestea asta. Diavolul a venit și a spus, Doamne, de ce pariez pe om? Că e un ticălos, te trădează, lasă-mă să-i fac ce știu eu și să vezi că te scuipă în față și te neagă. Mă alege pe mine. Și Dumnezeu i-a zis atunci, e în regulă. Eu de-aia i-am dat lui liber arbitru ca să aleagă. Dar lași să aleagă. Te alege pe tine, e al tău. Mă alege pe mine, e al meu. Dacă tu îl pui cu biciu să te aleagă pe tine, e tot al meu. Pentru că l-ai obligat, te-ai încălcat liberul arbitru cu care eu l-am înzestrat. Deci, clar, asta este. La Pitești s-a văzut că așa este. Cei care au primii care au murit, dintre cei care au căzut, care au blasfemiat, care au bătut, care n-au mai știut ce este cu ei, pentru că au fost duși cu bici acolo, așa, aceștia au murit în lumină. Petrișor și Calciu Dumitreasa fac mărturisirea asta în legătură cu Costache Oprișan, care a fost cel mai călcat în picioare dintre toți, a fost martir, cel mai martir, a fost cu adevărat serafimul martirilor, cum mi s-a spus, care a murit înainte de a ajunge să se recupereze total, Calci a vrut să-l salveze, știți cum, nu a reușit. Când a murit, era o zi mohorâtă, tristă, urâtă, în momentul când l-au scos ca să-l ducă la... A răsărit un soare, nu se știe de unde și cum, l-au îmbrăcat într-o lumină încât părea făcut din aur. Deci clar a murit în lumină, a murit ca un serafim. Un serafim ce era? Deci Dumnezeu respectă propriile sale legi, le respectă. De aceea noi nu trebuie să acceptăm chipul. Este capcana diavolului că alegem. Nu facem cu biciu. Că el, da. Eu nu i-am obligat, eu am spus să aleagă. El aici folosește o viclenie, de fapt. Pentru că cel care va
alege să nu primească chipul, va da dovadă de un eroism supra, pentru că alege moartea civilă. Clar. Nu va putea să se hrănească, nu va putea să se îmbrace, nu va avea unde să locuiască. Deci, el este osândit la moartea civilă, deci el tot cu biciul dă în el. Dar noi nu ne putem baza pe lucrul ăsta. Formal, el poate să spună că noi am ales și deci suntem ai lui. Și atunci noi nu-l alegem. Cu orice risc, nu-l alegem. Asta este povestea biometriei.